Domnule Becali, Dinamo a cerut 5 milioane de euro de despăgubiri dacă nu va fi calificat în finala cupei de către comisiile de la Federație. Credeți că se poate întâmpla ceva? Păi azi se judecă. De la cine? De la Federație. Păi numai ei în stare de așa ceva, tu îți dai seama. Și de unde? De la, păi, de la TAS? Păi dacă Federația nu le dă câștig de cauză, vor merge la TAS. Cer 5 milioane de euro despăgubiri de la Federația Română, că are regulamentele. Păi dar ei trebuie, e normal, trebuie să zici, bă, uite, ta câștigam, trebuie să demonstrezi câștigul care l-ai pierdut. Asta spun ei, din sponsori și participare în Europa. Păi sponsori și participare în Europa, câștigi câteva 200 de mii, 30 de mii, trebuie în grupe să intri. Iar în grupe ies din turul 3. Păi cine poate să bată ei? Bine, hai că nu glumină. Băi, auzi atât de multe lucruri năstrușnice, dă, te minunezi, îți vine să râzi și vezi că sunt totuși oameni mari, nu sunt copii. Și fac năstrușnice lucruri. Tu îți dai seama ce tâmpenie. Aprobarea, acum la revedere, pleacă unde aici. Tu îți dai seama ce oameni... Bine, pe asta mai pun și pe bază și pe altceva. Lasă că năstrușnic. Dar bă, cerșeală. Caută cerșeală, caută noduri în papură. Și treaba lor, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac, nebun rău de tot.